șansă la câștigarea titlului, dar toți jucătorii vor să-și câștige meciurile până la final. Iar Daniel Constantinescu a arătat o formă bună în ultima perioadă. Robert Dumitru, jucătorul care a marcat cele mai multe goluri într-un singur meci în acest turneu de Casa Liga 1 FIFA 20, în etapa anterioară, acel 13-0 cu Poliaș. Vedem CV-ul și lui Daniel Constantinescu, echipa favorită Borussia Dortmund, primul FIFA jucat, FIFA 07. Iată, aici nu se înțeleg ce echipament își aleagă. Până la urmă joacă Botoșaniul în roșu, pentru că este echipa care va juca în deplasare în acest duel. Același 4-2-3-1 pentru Robert Dumitru. Nu a schimbat absolut deloc așezarea și nu l-am văzut nici pe parcursul unui meci să schimbe această formulă. Același lucru s-a întâmplat și la Botoșani, un 4-2-3-1 bine pus la punct. Și vine Viitorul, după acea victorie uriașă. Viitorul care a jucat foarte bine în acest campionat, în meciurile cu echipele importante, să sperăm că a clacat Robert Dumitru. Altfel, dacă ar fi obținut victoria acolo cu Voluntariul și cu Dinamo, ar fi fost foarte sus acum în lupta pentru titlu. Dar măcar 3 puncte dacă ar fi obținut din acele două meciuri, acum Viitorul putea încă să mai intre în discuția pentru titlu. Oricum, dacă tot am precizat ceea ce a realizat Antonio Crăcană cu Dinamo, fiind mult mai sus decât ceea ce se întâmplă în realitate cu gruparea din Ștefan cel Mare, trebuie spus că și Robert Dumitru a realizat un sezon mai bun cu Viitorul în acest turneu virtual decât modul în care s-a prezentat echipa lui Gheorghe Hagi în realitate în acest sezon de Liga 1, o echipă care a ratat pentru prima oară calificarea în play-off. Acum Viitorul este pe locul 4 și speră să termine acolo. Iată ocazie pentru Dancos, o a doua ocazie în acest start de partidă. Ceva neșansă acolo pentru Daniel Constantinescu, lovește bara într-o văd foarte important, o deschidere de scor rapidă este foarte importantă la FIFA 20. Iată acum Viitorul în posesie, Rivaldinho, Artean, pase rapide, Ganea, este gol, Ganea, care s-a aflat în poziție corectă acolo. Ce fază face Robert Dumitru, pase foarte rapide și dintr-o dată minge ajunge în careu, golul fiind semnat de George Ganea. Da, și știi ce am observat? Robert Dumitru, după cele două ocazii ratate de Dancos, pusese pauză și cred că pregătea anumite schimbări, însă la care cred că a renunțat după acest gol marcat de 1-0, o acțiune care l-a luat prin surprindere pe Dancos. Ofosu cu o centrare din partea dreaptă. La o astfel de fază se vede antrenamentul unui jucător. Știa cu 2-3 pași înainte ce urma să se întâmple și unde erau plasați jucătorii săi. Deci și viteza incredibilă a acelui atac. Da, prieteni, nu uitați, puteți dona 2 euro prin SMS la 8827 în campania caritabilă pornită de Crucea Roșie Română. Apărat bine cu Mihai Roma, Șeroni, Ofosu, așteaptă Jonathan Rodriguez, Dancos ia o acțiune partea dreaptă cu Ofosu, vine verticalizarea lui Jonathan Rodriguez, Câmpanu, centrare, s-a poziționat bine cu Gane acolo și acum să vedem acest contraatac, s-a poziționat bine cu Cristi Ganea și apoi încercând să declanșeze contraatacul cu George Ganea, Robert Dumitru, Alexi Pitu în partea dreaptă, Pitu blocat, nu a avut soluții de pasă decât înapoi în zona centrală. În orice caz, posesia este favorabilă pentru Viitorul și Robert Dumitru este un jucător de posesie, îi combina astfel de faze. Iată-l pe Dulca, ținut bine acolo, se apără excelent Botoșani în aceste momente, să vedem dacă va reuși Viitorul să găsească o breșă în defensiva cel de la Botoșani. Rivaldinho diplasă foarte bine, Rivaldinho, gol! Viitorul 2-0, cumva găsește spațiul acolo Rivaldinho și acum o să fie foarte greu pentru Botoșani din punct de vedere mental. După acea bară și aceste două goluri, Viitorul pare mare favorită. Foarte frumos s-a întors aici Rivaldinho. Foarte frumos a gestionat toată faza Robert Dumitru. 2-0 pentru Viitorul. Și exact cum spuneai tu, acum situația este foarte complicată pentru Dancos.
trebuie să marcheze până în pauză un gol și să nu mai primească pentru a avea șanse la toate cele trei puncte din acest meci. Jonathan Rodriguez, Câmpanu către Ebenhofer. De văzut dacă va modifica tactica Lancos la un moment dat, pentru că meciul este dominat în acest moment de Viitorul Constanța. Iată-l pe Pitu într-o cursă. Pitu caută din nou zona centrală, dar scorul îl avantajează pe Robert Dumitru și decide să nu se grăbească acolo. Recuperare foarte bună a botușanului. Skovski minge în față. Cercat aici ceva nou, Dancos o minge peste linia defensivă a celor de la Viitorul, dar nu i-a reușit. Cristiganea pentru Gabi Iancu. Artean combină lejer Robert Dumitru. Are această calitate să plimbe balonul stânga-dreapta. L-am văzut având posesia, cred că mai puțin în meciul cu Dinamo. În rest, cred că a avut posesie superioară în toate meciurile, chiar dacă nu a reușit să se impună toate partidele, dar ținând cont de modul în care a plimbat balonul, repet, cred că doar în meciul cu Dinamo a avut posesie inferioară. Într-adevăr, un stil de joc pe placul lui Gheorghe Hagi, un mare fan al Ajax-ului, lui Johan Cruyff. Pitu în partea dreaptă, o situație importantă pentru Viitorul, cu Alexi Pitu, întoarce pentru Mladen, mai departe Dulca, vine pasa către Artean, Artean pentru Gabi Iancu, același Artean. Apărat bine de această dată Dancos și poate declanșa contraatacul, însă vedem cât de bine stă în pressing și Robert Dumitru după pierderea balonului. A obținut un fault acolo Iancu, o lovitură liberă, într-o zonă periculoasă, vine pasa și acum se află în careu Viitorul, a fost o centrare, însă Așkovski respinge și poate fi un atac al botoșanului acum pe final de prima repriză. Ar putea fi un atac pozițional, probabil că Daniel Constantinescu nu se va grăbi și își va calcula bine pașii la această fază. Rodriguez, Fosu, și vrea să trimită în dreapta acolo către Roman, însă nu s-a putut desprinde cu Mihai Roman. Pasă foarte bună către Fosu, în care balon foarte bun, 2-1, gol botoșan și în ce moment, chiar înainte de finalul reprizei. Frumos acest atac așezat de către Daniel Constantinescu. Marchează prin Câmpanu, chiar înainte de pauză. Un gol care trebuie să-i dea încredere pentru partea a doua. Foarte frumos a acționat cu Ofosu. A tot încercat pe parcursul acestei prime reprize acțiunea acolo în flancul stâng al defensivei Viitorului. Și în cele din urmă, Dancos a reușit să marcheze. Așadar, 2-1 la pauză pentru Viitorul, după ce a avut 2-0 Robert Dumitru. Gol într-un moment foarte, foarte bun. Acum sunt schimbări la pauză. Intră Chalkiadakis, un atacant central, și va forța Daniel Constantinescu o eventuală revenire în a doua repriză. Dar l-a scos pe Ofosu, care era deja foarte mult obosit. A și avut dese sprinturi cu el, Dancos, astfel încât avea nevoie de un om proaspăt în acea bandă dreaptă. Cascini pentru Keita. Primește Cascini, mai departe pentru Ascovski. Și Roni după partea pentru Mihai Roman. Mi-a plăcut încă din startul campionatului această opțiune a lui Daniel Constantinescu de a juca cu doi mijlocași laterali în pozițiile de fundaș de bandă, chiar dacă din punct de vedere defensiv a avut de suferit din această cauză, dar în ofensivă i-au adus mai multă viteză. Totuși o tactică pe care ar fi preferat-o probabil mai mulți jucători din Liga 1, dar nu toată lumea a avut la dispoziție toate resursele. Echipele nu au fost chiar complete, cu jucători pe toate posturile. Cred că orice antrenor din Liga 1, nu doar jucători din acest turneu, cred că orice antrenor și-ar dori mai multe soluții. Cum să vedem acțiunea cu Gabi Iancu pentru Dulca. Artean, Gana,
O parte către același Dulca, reprimește Dulca, Ganea pentru Gabi Iancu, Artean, Dulca. Nu uitați, prieteni, puteți dona 2 euro prin SMS la 8827. Textul Liga 1 pentru a sprijini spitalele cu echipamentul de care au nevoie în această perioadă și dincolo. Acest lucru, nu uitați de campania organizată de LPF împreună cu cluburile din Liga 1. Puteți licita pentru tricoul echipei favorite, toate fondurile strânse urmând a fi donate către Crucea Roșie Română. Mai multe detalii aflați pe paginile de social media ale cluburilor din Liga 1. După cum ne așteptam, pentru că miza nu mai este chiar atât de mare, a fost un meci deschis, 3 goluri până acum și foarte probabil să mai vedem reușite. Noi modificări acum. Și Keita, intră Fili la FC Botoșani și posibil și niște schimbări la viitor, la minutul 60. Da, să vedem ce soluții se găsesc pe acest final de partidă. Bârnoi în locul lui Iancu, Munteanu în locul lui George Ganea și Matei în locul lui Pitu. Este și Keita între Fili la Botoșani. Toate cele trei schimbări efectuate de Robert Dumitru și au ieșit toți mijlocașii ofensivi din spatele lui Rivaldinho. Cele două extreme, left wingerul și right wingerul, plus acel mijlocaș ofensiv, acel central attack midfielder, Mladen. Sunt niște schimbări clasice pe care le fac și eu foarte des în acest 4-2-3-1, pentru că atacantul central are instrucțiunea de a rămâne avansat și nu opăsește la fel de mult cum opăsește mijlocașii central ofensiv. Astfel că acea linie de 3 trebuie în general schimbată la un moment dat. Eu, dacă mi-amintesc bine, în FIFA 2016, dar e adevărat, la carieră, la manager, mi-așezam singur sistemul și aveam un sistem de rezervă după 4-2-3-1, un 4-1-4-1, pentru a împinge și mai mult jocul cu doi mijlocași ofensivi și rămâneam într-un singur mijlocaș defensiv, dar nu știu cât de mult te ajută în FIFA 20, pentru că riști enorm pe faza defensivă. Așa este, în principal jucătorii preferă acest 4-2-3-1 pe tot parcursul meciului. Eventual, dacă sunt conduși, se schimbă sistemul pe unul mai ofensiv. Dar chiar și acum, spre exemplu, Botoșaniul joacă tot 4-2-3-1. Matei, Rivaldinho, același Cosmin Matei în partea dreaptă. L-a încercat pe toate pozițiile în acest campionat Robert Dumitru pe Cosmin Matei, dar că nu prea a fost mulțumit de el, pentru că aproape de fiecare dată l-a introdus doar în repriza a doua. Munteanu, Bârnoi, către Matei, acum Dulca, respinge Ascovski și acum Cașini. Vedem șansa de contraatac a lui Daniel Constantinescu. Ascovski, bună pasa către Chalkiadakis, situație bună pentru Daniel Constantinescu. Ebenhofer, Fili, este proaspăt Fili, Chalkiadakis, șut blocat de către Virgil Ghiță. Dancos a obținut un egal la limită cu Astra Giurgiu, egalat pe finalul de meci etapa trecută. Pare un jucător care gestionează foarte bine finalurile de meci, așa că ne așteptăm la un final excelent de partidă. Iată acum Botoșaniul cu o lovitură liberă în apropiarea careului și Ebenhofer va fi schimbat, Dugandić își face apariția, de văzut dacă va schimba și instrucțiunile. Nu o face, rămâne cu aceeași tactică, are încredere în acest sistem pe care l-a pregătit dinainte. Și de aici am văzut destule goluri, 3 reușite în această zonă ale jucătorilor din Liga 1. Va fi Roman, înseamnă dacă va fi o schemă sau o nouă folie seca. Și într-adevăr este, ia să vedem, Roman scoate Ghiță de acolo, plasat foarte bine lângă bară. Știi, Teo, în zilele acestea, un documentar despre cariera lui Michael Jordan și mă uitam ieri, dar să vedem această fază cât de aproape de
egalare a fost Dancos cu Botoșaniul. Mă uitam ieri la reacțiile de pe rețelele de socializare după cele 11 etape și vedeam că multă lume te vrea în aceste turnee și mă gândeam că ești un fel de Michael Jordan de a reveni pe teren, de a reveni la joystick și voiam să te întreb dacă te-a motivat în vreun fel acest turneu de a juca și mai mult, de a încerca să te vedem la nivelul, să spunem, al celor trei jucători din primele trei poziții. Da, mi s-a cerut și mie să intru, să zicem așa, în această competiție sau în competițiile viitoare, dar nu cred că m-aș fi descurcat acest turneu, pentru că e acest mod 85 overall și necesita foarte mult antrenament. Nu cred că aș fi avut în momentul de față, spune, timpul necesar să mă pregătesc la fel de mult precum ceilalți competitori, pe lângă meciul de Ultimate Team. Jucătorii care se află acolo în fruntea clasamentului, pe lângă meciul acesta, au jucat și 30 sau 60 de meciuri de Ultimate Team în fiecare weekend league, pe un cont sau două, și sunt foarte, foarte pregătiți. Matei, să vedem acest final de partidă. Robert Dumitru încearcă să țină mai mult de balon. Artean cu o minge bună aici, poate fi 3-1. Să vedem cum gestionează această fază Robert Dumitru. Matei trece bine acolo, Matei. Să vedem, vine pasa, Bârnoi e blocat, dar este penalti pentru Viitorul. A fost faul și iată Robert Dumitru aproape să obțină toate cele 3 puncte din acest meci. Așteptat foarte bine acolo și este Rivaldinho cu o scăriță! Senzațional! Face spectacol Robert Dumitru, execuție de finețe. Superb! Am mai văzut câteva penaltiuri în acest campionat, însă nu prin scăriță, doar mingi trimise în vinclu. Foarte frumos a executat aici Robert Dumitru, 3-1 și Viitorul încă speră la poziția a patra, o poziție bună pentru Robert Dumitru, ținând cont și de fotbalul pe care l-a propus în acest campionat, e casa Liga 1. Se termină așadar Viitorul Botoșani, 3-1, Botoșaniul pierde încă un meci și e greu pentru Botoșani să mai creadă chiar și în locul 7. Rezultat foarte bun pentru FCSB, care s-ar putea să se claseze foarte bine. Da, vedem cam...